Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem în cea de-a 12-a zi de război. Invazia din Ucraina continuă, situația se complică. Discutăm în această seară cu domnul deputat PAS Lilian Car. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Și cu domnul Victor Ciobanu, analist politic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Iar prin Skype îl avem pe domnul George Scutaru, fost consilier pe probleme de securitate al președintelui României, Klaus Iohannis. Bună seara și bine ați venit și dumneavoastră! Bună seara! Dar mai întâi de discuție aș vrea să urmărim un material pregătit de colegii mei de la știri. În pofida faptului că rușii au anunțat oprirea focului pentru a permite deschiderea unor coridoare umanitare, în mai multe orașe asediate aceștia pentru a câta oară nu s-au ținut de cuvânt. Armata rusă pune condiții de evacuare. Locuitorii din Kiev care doresc să plece se pot refugia numai în Belarus, iar cei din Kharkov direct în Rusia. În plus, un consilier al președintelui Zelenski a declarat că deschiderea culoarelor umanitare este puțin probabilă atâta vreme cât armata rusă nu se oprește. Este a treia zi consecutivă când se încearcă salvarea populației din orașe ca Mariupol, bombardat de o săptămână. Între timp, blocurile de locuințe sunt distruse, iar oamenii care supraviețuiesc sunt siliți să plece. Привет, русским братикам, блядь! Armata rusă a continuat să comită atrocități noaptea trecută pe tot teritoriul Ucrainei. Lângă Kherson a fost bombardat un aeroport. Aproape de Kiev, militarii ruși, a căror invazie în Ucraina este blagoslovită de Patriarhie de la Moscova, au distrus complet o biserică. Centrala nucleară din Energodar este complet controlată de ruși. Canalul de Telegram Next Alive scrie că aproximativ 500 de soldați o folosesc ca bază militară. În Kharkov, noaptea trecută, a fost atacat consulatul onorific al Azerbaidjanului din acest oraș. Ocupanții au ciruit clădirea cu gloanțe minute în șir. Oficiul misiunii OSCE din Mariupol a fost și el atacat. Aceeași soartă a avut-o și un cămin studențesc care a ars ca o torță. Iar azi dimineață, gara din Kharkov a fost luată cu asalt de majoritatea locuitorilor orașului, nevoiți să ia calea pribegiei. Tot aseară, un jurnalist elvețian a fost atacat de mai mulți militari ruși care i-au împușcat mașina, i-au furat 3.000 de euro, laptopul și aparate de filmat. În același timp, armata ripostează cu eroism atacurilor inamicului. Un avion rusesc a fost distrus tot aseară la Kharkov. Pe o fâșie forestieră din Nicolaev, ucrainenii au transformat tehnica militară rusă într-un imens morman de fiare. Вот то, что осталось от наших братьев, которые, которые пришли нас спасать. Orașul Port Odessa la fel se pregătește să întâmpine cotropitorul în caz de invazie. Un sat din regiune a fost bombardat aseară de pe mare. Din fericire, victime nu sunt. Au fost prinși sute de militari ruși care au devenit prizonieri de război. Привет, я пока что жив. Ты будешь жив? Надеюсь, увидимся. Ты будешь жив, если тебя твои не убьют. Militari din întreaga lume continuă să vină în Ucraina pentru a alunga armata rusă de pe teritoriul său. My name's Jax. I'm from England. Basically, we're here to help stop the invasion. Într-o postare pe o rețea de socializare, liderul cecen Ramzan Kadyrov i-a propus președintelui Ucrainei Volodymyr Zelenski să-l ajute să se ascundă peste hotare. Asta deși Zelenski a refuzat în repetate rânduri să părăsească Ucraina. La câteva ore de la această postare, Kadyrov a publicat imagini cu subtext de amenințare, inspirate din filmele indiene de acțiune, în care acesta îi bate pe mai mulți adversari dintr-o lovitură. În aproape două săptămâni de război, peste 150 de jurnaliști au părăsit Federația Rusă, de teama cenzurii și a impedimentelor de a-și face meseria. La fel au făcut și mai mulți oameni de cultură ruși care au criticat regimul lui Putin pentru invazia Ucrainei. Economia rusă se prăbușește la fel ca și rubla. Un euro a ajuns să coste astăzi 150 de ruble, aproape dublu față de luna februarie. Potrivit autorităților de la Kiev, bilanțul pierderilor pentru Moscova în cea de-a 12-a zi de război este dramatic.
Baltic, 11.000 de militari morți, 290 de tancuri și 1.000 de mașini militare distruse. 110 aparate de zbor au fost doborâte de armată ucraineană. Pentagonul spune că până acum Moscova și-a utilizat 95% din capacitatea armatei în războiul declanșat de ea în Ucraina. Da, am revenit la discuții. Eu aș începe cu dumneavoastră, domnule Karp. Astăzi, pentru prima dată, Rusia a formulat o serie de cereri din partea Kievului, și anume să înceteze activitățile militare, să schimbe Constituția, mă refer aici la statutul de neutralitate pe care îl vor introdus în Constituția Ucrainei, să recunoască Crimeea ca parte a Rusiei și independența regiunilor secesioniste. Cum vedeți aceste cereri din partea Rusiei? Cum să vă spun, practic Ucraina până începe războiul sau invazia asupra Ucrainei, deci și-a declarat intenția pentru a modifica Constituția, din câte mi-aduc eu aminte, și de a da statut de neutralitate, deci propriu zis, deci Ucrainei. Dar, din păcate, nu au avut loc discuții, nu s-a acceptat aceste discuții. Acum, din ceea ce văd, e clar că sunt anumite cerințe care puțin probabil vor fi acceptate de către, deci, Ucraina. În primul rând, este vorba despre integritatea teritorială. Și eu nu cred că doar asta este pentru început. Practic nu s-au schimbat nimic din ceea ce a fost înainte de a începe acest război și cu aceste negocieri. Vedem că, dar nu, asta s-a mai propus și înaintarea în funcție de prim-ministru, deci a unei persoane care ar fi loială Kremlinului. Sunt lucruri care, într-un fel sau altul, încă vin ca un fel de dictat către deci Ucraina. Deci, sub asemenea condiții, nu pot avea loc. Eu cred că înaintarea spre sau aplanarea acestui conflict într-un viitor, deci apropiat. Să vedem cum o să parcurg mai departe sau să decurgă, mai bine zis, mai departe aceste evenimente și, în dependență de anumite scenarii, probabil unii sau alții vor ceda. Dar lucrurile încă nu sunt clare despre felul unii vor duce. Mai degrabă fiecare încearcă să tragă de timp pentru a-și testa și potențialul, așa, deci propriu-zis. Dar este... timpul în favoarea cui curge? Deci acum timpul nu curge în favoarea nimănui. Din păcate, deși timpul este împotriva cetățenilor ucrainei, care în masă deja aproape 2 milioane de oameni au părăsit, deci, Ucraina. Și statele europene, deci, și practic toată lumea, noi vedem și această criză energetică care este accentuată din cauza războiului acestor embargouri, deci pusă. Practic toată lumea este în pierdere. Acum, noi trebuie să vedem cum vor, deci până unde sau care este, nimeni nu știe care e punctul final, da, acestei invazii. Toată lumea știe când a pornit, dar unde este, cu excepția acestor puncte care au fost înaintate la aceste, cei ce am citit noi, deci, da, în presă, este puțin probabil noi să cunoaștem care este, de fapt, punctul final. Da. Domnule Cioban, am văzut astăzi la Chișinău, Partidul Socialiștilor, că a venit cu o inițiativă legislativă pe care au înscris-o în Parlament, și anume o neutralitate sporită, dacă îi putem spune așa, pentru Republica Moldova. Am văzut neutralitate cerută și de Moscova, astăzi am văzut și de socialiști. Vedeți cumva vreo mișcare combinată în acest sens? Ok, până ajung la socialiști, aș o mică replică la discursul anterior. Deci, eu cred că cerințele înaintate, bun, nu sunt înaintate azi, dar de mai înainte am văzut aceste cerințe ale Moscovei. Practic, ele reprezintă un ultimatum care nu poate fi acceptat și niciodată nu va fi acceptat de actuala conducere a Ucrainei. Deci aici trebuie să fie foarte clar și anterior aș face o paralelă cu același ultimatum înaintat de către aceeași guvernare a Rusiei, NATO și Statelor Unite. Am văzut. Da. Deci revenirea la statutul ante 97, demilitarizarea României și Poloniei. Deci nu trebuie să ne uităm doar cu ochii pe Ucraina.
Deci să, aici în joc sunt mai multe obiective ale rușilor, apetitul le vine în timpul războiului. Nu cred că au demonstrat capacitate, deci ceea ce vedem deocamdată este un război în care sângeros, în care s-au împotmolit. Și de azi înainte Rusia va fi tratată de toate comunitatea internațională ca țară agresor și această ștampilă va trebui spălată de câteva generații, dacă este posibil încă așa ceva. Deci ceea ce vedem noi în Ucraina, de fapt, este... Bun, aici pot face trimiteri la fie la propaganda, paralelele cu nazismul german, care a început în 38 exact cu asta, să-și apere conaționalii din Cehoslovacia. Exact asta am văzut acum la declanșarea acestui război. Și cei la ce s-au așteptat rușii, de fapt, că se va întâmpla un fel de anșlius, cum a fost cu Austria, când se așteptau că ucrainenii vor ieși cu pâine, sare și flori, iată că nu s-a întâmplat. Deci, ba din contra, cei ce au făcut rușii au consolidat atât de tare națiunea ucraineană, dar nu doar națiunea ucraineană, dar și toată comunitatea internațională. Iată un scurt comentariu și acum să revin la socialiști. Deci asta nu cred că ar merita pe un ton serios comentat această inițiativă, pentru că mie mi-aduce aminte de sloganul lui Leonid Ilici Brejnev, care zicea că economia trebuie să fie economicoasă. Deci asta e un gen de neutralitate, trebuie să fie neutră. Da. Ceva de genul ăsta. Socialiștii, socialiștii fiind un partid eminamente pro-rus până la acest război, care își demonstra foarte deschis toate simpatiile și ne dăm seama de ce, pentru că este și finanțat exclusiv de acolo, iată că a nimerit într-o situație când trebuie ceva să zici. Apropo, niciun partid din, așa zise, în Moldova ele generic se numesc, nu știu de ce, de stânga, ele nu sunt de stânga, ele sunt proruse, nu s-a pronunțat în condamnarea acestui război, de fapt, pentru că este un război de ocupație, trebuie să spunem foarte franc, nu este altceva, și iată că ei găsesc tot felul de pretexte ca să mai zică ceva la ordine zilei. Hai să întărim o neutralitate. Cum să o întărim? O betonăm, mai nu știu ce. Am zis că nu, după mine nu se merită un comentariu serios, deci aici am să pun punct. Domnule Scutaru, v-aș întreba pe dumneavoastră, pentru că suntem în cea de-a 12-a zi de război, vreau să vă întreb, se descurcă mai puțin așteptat Rusia pe frontul din Ucraina sau asistăm la o... cumva la o rezistență dârză din partea poporului ucrainian? Cum evaluați dumneavoastră situația de pe teren? Bună seara încă o dată dumneavoastră și invitațiilor pe care aveți. Rusia se confruntă, cred, cu un eșec în această campanie. Inițial vorbeam, sau se vorbea la Moscova, despre un succes militar destul de rapid. Cred că au subestimat, pe de o parte, capacitatea de rezistență armatei ucrainene, ajutorul de care a beneficiat din 2014 și până acum din partea unor state NATO și mai ales lipsa de suport, au subestimat lipsa de susținere din partea populației. Lumea nu-i așteaptă ca și eliberator. Vedeți foarte bine și din reportajul pe care l-ați dat dumneavoastră, da, ostilitatea, ura cu care se confruntă, și va fi foarte greu să pacifici o asemenea țară. Obiectivul politic era instalarea unui guvern marionetă la Kiev, dar chiar dacă s-ar întâmpla acest lucru, ucrainenii nu se vor lăsa subjugați și supuși cu una, cu două, va fi o luptă dârză de partizani pe gherilă, care va dura și va măcina forțele ruse.
Deci rușii au subestimat forța militară a Ucrainei, dar mai ales susținerea extraordinară din partea populației. Poate de asta și... Se arată foarte bine că Rusia este de fapt un ocupant, iar apropo de susținerea, fiindcă am văzut antevorbitorii s-au referit la impactul internațional, ce prestigiu în plan internațional poți să mai ai când alături de tine au votat la adunarea generală a ONU, Siria, un stat pe care, un regim pe care, care mai trăiește doar din cauza susținerii, s-a mulțumită susținerii din partea armatei ruse, Coreea de Nord și Belarus, care este stat cu agresor. Deci cumva s-a auto-exclus din cercul țărilor civilizate. Mă scuzați, am uitat o altă țară din care a susținut Rusia. Sunt prietenii lui Putin. Da, cumva s-a exclus Rusia prin acest atac din rândul țărilor civilizate cu totul? Cu siguranță. Uitați-vă la suportul. În toți acești ani, Rusia a investit foarte mult în campanii de dezinformare, fake news, în propagandă ostilă. S-a implicat în procesul electoral din Statele Unite, din țări occidentale. A avut un cuvânt de spus în ceea ce înseamnă succesul Brexitului. Și vedeți că, dintr-o dată, s-a înnăruit tot această imagine a Rusiei în lume și inclusiv în România. Ceea ce se întâmplă acum în Ucraina a trezit în poporul român toate angoasele și temerile și amintirile despre așa zisele beneficii, despre tot ceea ce poporul român a îndurat din partea Rusiei de vreo 200-300 de ani. Da. Domnule Karp, ieri l-am avut la Chișinău pe domnul Antony Blinken, șeful diplomației americane. Este un semnal imagologic de securitate pentru Republica Moldova? În turul funcționarilor de rang înalt care au fost deci Republica Moldova, păcate a fost unul forțat, așa spunem, din cauza crizei care deci este în regiune și prin prezența lor, de fapt, a dat un semnal de susținere deci a Republicii Moldova, dar mai mult această vizită a fost axată pe modul cum Republica Moldova face față marelui val de refugiați, dacă luăm după sute de mii, așa, dacă raportat Moldova, da, Moldova duce cel mai mare greu din tot numărul de refugiați care acum vin din Ucraina pe cap de locuitor. Deci, practic, dublu ca orice altă țară, decât Polonia sau în altă parte și, mă rog, credeți-mă că se fac eforturi supraomenești atât din partea guvernării, dar și a societății civile care este implicată. Paradoxal, da. Republica Moldova este și cea mai mică și cea mai săracă țară cu care Ucraina are, dar în același timp, așa cum ați menționat și dumneavoastră, se face eforturi foarte mari să susțină acest număr foarte mare de refugiați. Problemele sunt în general destul de complexe pentru a putea face față acestei crize. Noi nu știm cât va fi, iar în contextul când, Doamne ferește, ar cădea Odessa sau ar avea loc operațiuni militare în sudul Ucrainei, deci fluxul poate fi și mai mare, iar și noi capacitățile avem limitate, deci în Republica Moldova, așa cum ați menționat, suntem unul din statele în care nu avem o economie și noi trebuie să luăm în considerație că astăzi și partenerii europeni se confruntă și ei cu orice, cu anumite probleme, fiindcă orice embargo pus, el se reflectă în mijlocit și în economia deci personală. Acum toată lumea, vă dați seama, în procesul de globalizare a economiei nu existau adică procese izolate din punct de vedere economic. Acum toată economia europeană se regândește despre felul cum trebuie să supraviețuiască, da, și cum trebuie să existe, cum trebuie să se construiască în condițiile de unde găsesc resurse energetice noi, da, în care lumea cumpăra, Europa cumpăra în jur de 40%, dacă nu mă înșală la memorie, din gazul rusesc. Da, da, și undeva la o treime. Germania în special, și acum trebuie să-și orienteze și de unde cumpără aceste resurse și pentru o anumită perioadă până se va reorienta de unde iau aceste resurse, clar că vedem și aceste salturi a prețului la spot, la burse, cum deci gazul. De aceea, vizita lor mai mult a fost o vizită de pentru a vedea cum Republica Moldova, o evaluare, da? Și un semnal că Republica Moldova trebuie să facă parte din familia europeană.
Da. Domnule Ciobanu, cum vedeți încercările prin care trece acest guvern? Ne referim aici la o criză umanitară, la o criză militară și la o criză a gazelor, pentru că n-am trecut de iarnă și încă e frig afară. Cum vedeți gestionarea de către acest guvern a situației coroborate cu toată această criză? Acest guvern a avut norocul cu ghilimele de rigoare să vină la putere exact când era în punctul cel mai înalt. Pandemia mai era încă o criză, încă nu am scăpat nici de această criză, da. Peste care a venit cea energetică și iată că acum avem, practic, un război, avem un război la hotarele noastre în toată legea și avem o criză umanitară extraordinară, pentru că ONU chiar a estimat deja că sunt refugiați cel mai mare număr de la cel de-al doilea război mondial și ar putea acest peste număr să ajungă la 4 și mai mult, da, la 4 și mai mult milioane. Evident că este încă o provocare în plus pentru guvernare. Deci, ce să zic, faptul cum s-a descurcat guvernarea în gestionarea crizei refugiaților, eu aș pune un mare plus acestei guvernări, pentru că, într-adevăr, s-a mobilizat extraordinar și guvernarea. Am văzut armata, poliția, deci toate structurile de forță, peste tot s-au organizat puncte de recepționare, s-au organizat transportul, plus, într-adevăr, societatea civilă, care a dat dovadă de o deschidere extraordinară, care s-a organizat foarte repede și pe rețele și pe toate căile posibile, făcând legătură între țări, deci făcând și tranzitul ăsta eventual, pentru că foarte mulți ucraineni vin în Republica Moldova, dar fug din Republica Moldova mai departe. De ce, domnul Carp a spus anterior? Pentru că, iată, avem Hersonul. Am văzut că astăzi Mykolaivul a rezistat foarte bine, ba chiar a distrus un aerodrom militar cu helicopterele rusești. Deci, deocamdată, evident că situația încă este sub controlul ucrainenilor în această parte și Odessa nu poate fi cucerită de pe mare, așa cum și-au imaginat, să vii cu 6 corabii de sant și de acolo să cucerești, da, Odessa. Da, da. Este imposibil. Deci dacă va cădea după Herson, dar am văzut protestele, iată, în zilele acestea, când populația iese chiar și Nicolaev, am văzut un primar și Nicolaev, foarte curajos primarul, în Herson lumea iese în fața ocupanților și le strigă plecați acasă. Deci Odessa, același lucru se întâmplă. Să sperăm foarte mult că asta nu se va întâmpla, iar când și dacă se va întâmpla, asta poate fi doar pe cale terestră prin acest coridor, dacă va avansa armata rusă. Domnule Scutaru, v-aș întreba pe dumneavoastră cum gestionează România, care și ea are graniță comună cu Ucraina, cum gestionează criza refugiaților, atât autoritățile cât și societatea civilă. Cum vi se pare acest efort din România vis-a-vis de refugiați? Este o mobilizare extraordinară a societății civile încă din prima zi. Și lucrul acesta a crescut așa ca un val al suportului popular. Pe toate punctele de frontieră sunt voluntari, pe lângă reprezentanța instituțiilor, care primesc cu tot ceea ce pot, locuri de cazare, alimente, transport gratuit. De altfel, chiar astăzi a venit un tren din Republica Moldova, a ajuns în București în această seară, cu 850 de refugiați din Ucraina, CFR-ul, Căile Ferate Române, practic, pentru refugiați ucraineni, transportul este gratuit. Este dovada unui suport și a unei empatii, într-adevăr, extraordinare. Așa cum spuneați și dumneavoastră, și România se confruntă, practic, cu
o criză pandemică, criza energiei care pune presiune pe creșterea prețurilor și în România, chiar dacă noi, din fericire, în bună măsură ne putem asigura gazul din natural, din surse proprii și avem o cotă de import destul de mică din Rusia și acum ne confruntăm cu o criză de securitate. Și noi ne așteptăm și considerăm că evoluțiile pe teatrul militar din Sud le urmărim cu atenție, fiindcă ne așteptăm la o creștere a valului de refugiați, mai ales în situația în care vom asista la asediul Odesei și la o înaintare a trupelor ruse spre gurile Dunării. Din punctul meu de vedere, ca opinie personală, cred că atâta timp cât Kievul rezistă, Putin va avea nevoie de o victorie într-o altă parte a frontului și, ținând cont de importanța strategică, dar și ca imagine pe care Odessa o are, atât pentru ucraineni, cât și pentru ruși, cred că în următoarea perioadă se va concentra pe Odessa. Trebuie să fim foarte atenți noi, dar mai ales dumneavoastră, pe ceea ce se va întâmpla în continuare și pe potențialul destabilizator care poate să se nască odată cu înaintarea trupelor ruse în această zonă. Știu că trebuie să ne părăsiți, nu mai puteți să stați foarte mult cu noi și mai am o scurtă întrebare la dumneavoastră vis-a-vis de această forță de reacție care vine în România. Am văzut astăzi și 500 de militari francezi plus 300 de militari belgieni și, dacă nu mă înșel, mai există și vreo 2000 de militari americani. Cum vedeți această betonare a flancului estic din partea NATO în aceste vremuri? Sunt niște măsuri de descurajare pe care NATO le face pentru a-i da un semnal foarte clar lui Putin că orice agresiune asupra teritoriului NATO va fi aspru sancționată. Din păcate, de-abia acum asistăm la o viziune unitară asupra întregului flanc estic. Până acum erau concentrat mai mult trupele pe zona baltică și mai puțin pe ceea ce înseamnă zona de sud a flancului, în zona României mai ales. Iată că acum NATO are o abordare unitară și dislocă trupe importante și vor mai veni, deci semnalul este foarte clar, prezența militară a NATO, a aliaților noștri din cadrul NATO va crește în România, de asemenea și în ceea ce privește tehnica militară. De asemenea, în același timp, chiar dacă și noi ne confruntăm cu o criză economică, și România și alte state din NATO au luat decizia creșterii bugetului militar. România a decis recent, zile trecute, la ultima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, să majoreze cheltuielile militare de la 2 la 2,5% din PIB, pentru că nu putem vorbi de un ajutor din partea NATO dacă, în primul rând, noi nu investim mai mult în apărare, fiindcă și noi suntem NATO și, practic, atunci când vorbim de un coș comun de capabilități, trebuie să ne gândim și la ceea ce oferă România pentru creșterea capacității de apărare și încurajarea alianței nord-atlantice. Da, vă mulțumim frumos, domnule Scutaru. Domnule Carp, v-aș întreba pe dumneavoastră cum putem avansa pe această cale inițiată săptămâna trecută de președinta Maia Sandu. Mă refer aici la cererea de aderare la UE depusă de Republica Moldova, alături de, bineînțeles, de Ucraina și Georgia. Astăzi, cele 27 de state ale UE au convenit inițiarea procesului pentru aceste cereri. Ne putem aștepta la un mecanism accelerat în acest sens? Bun. Uniunea Europeană are câteva reguli, deci clare, pentru aderare, așa numitele reguli de la Copenhaga, care trebuie respectate pentru accede în Uniunea Europeană, dar noi să nu uităm când Uniunea Europeană a fost, practic, în ultimii ani, concentrată pe așa numitul pachetul Balcanilor de Vest. Da. Unde care aveau cumva prioritate față de parteneriatul estic. Și față de parteneriatul estic nu era pus nici măcar pe agendă. Era mai mult privit ca zonă de suport așa financiar și de menținere a stabilității economice în regiune și a securității, așa putem spune, pe anumite segmente, dar mai mult pe echilibru economic. Și era concentrat mai mult pe acest pachet a țărilor din Balcanii de Vest, dar și acolo nu s-au respectat toate procedurile.
Acum, în situație de conflict, în care, război, hai să nu, război care există în, deci în Ucraina, deci noi credem că vor fi o alte condiții și viziunea va fi alta, deci a partenerului european în ceea ce privește acceptarea cererii, încă până la aderare, eu cred că va fi un... Mai sunt vreo 10 pași din sunt câțiva pași eu. Și acum întrebarea este acești pași, cum vor fi? Vor fi cumva... Accelerați? Accelerați, mai sărim, știți, ca la sport, depinde cât de mult are sportivul și care poate fi performanța. Dar este vădit că noi așteptăm că aceste cereri să fie acceptate. Acceptarea acestor cereri ne va deschide perspectiva unor finanțări care ar duce la modernizarea infrastructurii, economiei, Republicii Moldova și anumite reforme pe care noi ne le-am deci propus. Vedem cum decurg lucrurile în aceste zile și dacă aceste cereri sunt acceptate deci de către pentru deci aderare. Domnule Ciobanu, se pot face astfel de salturi despre care vorbeam mai devreme? Poate Republica Moldova să se ajute de acest context favorabil internațional, deși vine pe un fond dramatic de criză, de chiar de război? Bine, a fost o fereastră de oportunitate, totuși, pentru că Ucraina a fost cea care a inițiat acest lucru. Referitor la această zonă, sunt mult mai sceptic, pentru că foarte mult timp a existat un consens quasi total al marilor puteri referitor la această zonă. Încă Brzezinski a denumit-o cordonul sanitar în jurul Rusiei. Rusia denumea țările de la Belarusia până la Georgia zonă de influență vitală a Federației Rusie. Deci acum iată vedem că țările acestea deja se încadrează în programul imperial de refacere a fie a unui URSS 2.0 sau ceva de genul ăsta, în ce mai este în capul că bolnav al lui Putin, un imperiu nou, cei ce sper foarte mult că nu se va întâmpla. Europenii, fiind mai educați, au denumit asta parteneriatul estic, care iată că vedem că este deja trunchiat. Belarusia a trecut definitiv de partea Rusiei, Armenia tot a fost subjugată deja de ruși și a rămas acest trio, Ucraina, Georgia și Moldova. Care practic a fost de la bun început. Și a fost de la bun început. Da. Clar, și se mișcau evident în viteze diferite, da, spre UE. Și iată acum la pachet această cerere a fost înaintată. În rest, eu cred că putem reveni la aceste discuții doar după instaurarea păcii și încheierea acestui război eroic pentru Ucraina și foarte rușinos pentru Rusia, pentru că da, am mai menționat anterior, este a treia zi de negocieri, dar astea nu sunt negocieri pentru că Rusia vine cu ultimatumuri care nu pot fi acceptate. Chit că Rusia nu ține cont nici de, în timpul negocierilor se sistează operațiunile militare. Ei continuă totuși să bombardeze și tot ne povestesc că deci coridoarele acelea sanitare practic nu sunt coridoarele respectate, nu s-au păstrat a treia oară. Deci da, oamenii din Mariupol nu pot părăsi și este o catastrofă umanitară. Sunt 400 de mii de cetățeni unde nu este lumină, nu este apă, nu este nimic și iată rușii împușcă pe aceste trasee când încep să se miște autobuzele cu refugiați. Deci situația este una chiar tragică, foarte tragică în acest moment. Sper foarte mult că Ucraina va rezista atâta cât va putea. Nu prea agreez această poziție oarecum ezitantă, ca să zic, ca Occidentului generic, care zice
Păi nu ne implicăm că ajungem la al treilea război mondial. Evident că NATO nu se confruntă direct și Zelenski este capabil să înțeleagă aceste lucruri. El spune ok, nu ne faceți zona liberă de zbor, atunci dați-ne avioanele celea. Care este problema? Și iată, din discursul lui Blinken, inclusiv la Chișinău, da, am auzit că se... Da, că se mișcă în această direcție ca Polonia să ofere avioane, da, și în locul lor să primească F-16. Apropo și de România, care iată că s-a vorbit anterior că este flancul de sud al NATO, dar este dotată cu MiG-21, care, iertați-mă, dar... 16 F-16 în România, da, cumpărată, da, din Portugalia. Dar migurile de mult la muzeul 21 trebuiau să fie. Da. Domnule Carpă, vreau să vă întreb, pentru că există, am vorbit și mai devreme, ce capacitate are guvernul în momentul de față de a gestiona această criză? Sunt bani? Să vă întreb mai concret. Bani niciodată nu o să fie. Este clar că noi, practic, am anunțat și partenerii că capacitățile noastre sunt limitate, pentru că noi avem de gestionat câteva probleme deci interne aici în Republica Moldova, precum este criza energetică, da. Da, care este și noi trebuie să vină primăvara și trebuie să înceapă... Vine 1 aprilie deci, și schimbă formula. Absolut, vine 1 aprilie și schimbă și formula de calcul a prețului la gaze. E clar că mai și contractul care expiră cu Ciurganu și acolo. Sunt multe lucruri care noi deja în aceste primele 12-14 zile, sau hai să spunem 12 zile de când suntem concentrați pe problema umanitară, deci în ce se privește refugiații, dar încet guvernul a pus acest mecanism deci la punct, mai sunt anumite lucruri care urmează, deci a fi pus la punct și cine preia mai departe gestionarea acestei probleme, fiindcă guvernul are de rezolvat probleme interne. Deci are de rezolvat, asta am anunțat și partenerii, că capacitățile noastre sunt foarte și foarte limitate. Da? Nu că limitate, dar foarte limitate. După exprimație în termeni diplomatici, din câte cunosc eu, situația nu este bună deloc. Absolut, da, fiindcă noi facem un efort, Republica Moldova face un efort enorm pentru a putea face față aceste crize umanitare. Și dacă nu ar fi fost implicarea cetățenilor Republicii Moldova, eu cred că noi am fi avut probleme mai mari. Dar clar că această migrație, deci a refugiaților, hai spunem, mișcarea refugiaților, el naște și probleme și de alt gen, și de securitate, și de ordine publică, și multe, multe alte lucruri în care se cere un efort suplimentar, da? Se cere din partea deci, autorităților pentru a putea face față. Deci e clar că noi suntem în discuții continue cu partenerii europeni să preia o parte din această presiune pe care deci, noi avem, să ne dea o mână de ajutor, cumva să depășim pe alte segmente, pentru că noi înțelegem că și în statele europene vor avea în acest an o bună parte, o problemă enormă, pentru că, cum am spus, aceste embargouri aduce și la mari pierderi în bugetelor personale și noi nu știm cât de mult ar putea ei să preia o parte din această problemă. Dar noi asta, discuțiile pe care le ducem, ca să preia o parte din această presiune care este din partea Republicii Moldova. Partea României? Și nu doar România. România este partea Uniunii Europene. Sigur că da. România este a patra țară după presiunea care se face acum din partea refugiaților. Noi trebuie să spunem foarte clar, după structura celor care socială, hai spunem, care vin în această zonă și etnică totodată, România vin din partea Bucovinei, unde cunosc limba română și atunci mai ușor pot să se integreze deci încolo. Deci în Republica Moldova, da, vin cei din sud, cu prepondere din sud, da, de regiunea Odesei vin încoace, iar deci în Polonia și pleacă cei care sunt din zona vestul Ucrainei. Da. Deci asta este diferența din punct de vedere și socială și etnică. Aici vin oameni, clar că cu venituri și mai scăzute în Republica Moldova și atunci v-am spus, eforturile sunt enorme. Dar da, noi avem de gestionat probleme interne foarte complicate. La problemele interne ale Republicii Moldova aș vrea să trecem puțin la problemele interne din Rusia și să ne referim puțin și la protestele care încep să ia amploare la Moscova. Din ce vedem, am văzut vreo câteva mii de persoane arestate. La ce ne putem aștepta acolo, domnule Ciobanu?
este prea puțin probabil ca proteste de câteva mii de oameni să... Este bine că ele au loc, aceste proteste, dar este prea puțin ca să schimbe, sunt slabe. Ca să schimbe ceva în interiorul Rusiei. Și aici aș face trimitere chiar la sondajele care demonstrează de fapt o susținere de circa 70% a acestei politici lui Putin. Și asta nu s-a întâmplat peste noapte. Deci, punctual aș vrea să spun acest parcurs. Cum s-a îndobitucit, de fapt, această populație în așa mod ca să fie prieteni, cum am menționat, cu dictatorul din Coreea, din Siria și tot așa. Și ăștia sunt prieteni. Toată lumea votează și este contra și aia se cred că tot ce face, de fapt, dictatorul Putin este ok. Deci, încet, încet s-a luat Crimeea. Atunci a fost oarecum fără împușcături, da. Omuleții verzi, fără fărăsene. S-a făcut un referendum cât de cât. A fost dincolo de limita dreptului internațional, absolut, dar cam a fost înghițit de Occident și asta a rămas oarecum nevăzut. După care Luganscu și iarăși după calapodul cunoscut deja în tot teritoriul Uniunii Sovietice, se trimit tot felul de bandiți de ăștia gen Motorola, Givi și astea și spun că aia sunt rebelii locali. Apropo, în fiecare zi general-majorul Konashenkov, care este reprezentantul Ministerului Apărării, de fapt ne comunică cum atacă trupele DNR și LNR și așa mai departe. El nu este reprezentantul acestor. Da. Deci este evident că acolo s-a făcut tot cu mâna Rusiei. Asta tot a fost înghițit pe un fundal de o propagandă, dar crasă, absolut. Făceam trimitere la Germania hitleristă, putem face trimitere la Orwell, deci asta e ceva de groază. Dar v-aș întreba dacă populația suferă din cauza acestor sancțiuni și le ajunge cuțitul la os și resimt aceste lipsuri, ar putea cumva să... Apoi a fost Siria, pentru că în Siria sunt teroriști, doar să-mi închei gândul. După care s-a spus că în Ucraina sunt naziști și noi trebuie să mergem acolo, să denazificăm, să nu mai știu ce, demilitarizăm și tot așa. Toate povești care se spun din televizor, au văzut că toate mass media din Rusia a dispărut. Practic nu există acum în Rusia mass media. Deci, iată așa, toată populația a fost făcută complice prin zombare ani de zile, prin spălarea creierii. Picătura chinezească informațională. Exact. Și acum asta, de aceea sunt sceptic față de rezultatul protestelor. Este bine că ele sunt. Sper că vor prinde un pic de amploare, dar mai mult aș crede în alt ceva, într-o schimbare de guvernare eventual de la palat prin lovitură de palat, ca orice de fapt dictatură. Da. De fapt așa se termină. Oricare dictatură în mod normal de mai sunt cade. Oameni raționali la Kremlin. Anturajul nu poate fi rațional. Da. Aia a fost aleși ani de zile pe sprânceană. Absolut loiali. Hai să luăm așa, toate aceste sancțiuni care au fost impuse de Federația Rusiei, ele vor da rezultat peste 3-4 luni. Noi nu trebuie să așteptăm deci astăzi, da? După calculele care sunt făcute, toate cele mari companii care s-au retras, ca să nu le dau nume. Da, vreo câteva zeci, nici nu putem. Da? Deci asta înseamnă vreo 2 milioane de locuri de muncă, directe, dar indirecte, fiindcă cei care produce un tip de apă, hai să spunem, la rândul lui, de unde cumpără toate acele resurse, asta de plastic, tot așa mai departe, clar că la producători de cinter. Deci, indirect, sunt vreo 6-7 milioane de locuri de muncă. Indirect. Da, vreo 2 așa, pus încă vreo 5-6, în total vreo 7 milioane de locuri de muncă. Uite, când aceste 7-8 milioane de persoane își vor pierde sursa de venit, da, pentru început vor mai putea rezista câteva luni de zile, 2-3 luni de zile. Unii din ei probabil își vor găsi un loc de muncă, dar nu va mai fi atât de plătit cum a fost, plus devalorizarea
banilor. Plasă de valorizare. Da, deci noi putem avea mișcări de stradă sau meeting-uri abia peste peste vreo 5-6 luni. Da, cam asta. Da. Ce este acum, de fapt, dacă vă uitați la structura socială a celor care ies în stradă, sunt tineri care le s-a luat accesul la rețele de sociale, da? Fiindcă ei înțeleg că o să fie izolați, absolut. V-ați uitat la un magazin de mobilă, stăteau în rând, în loc să protesteze, stăteau în rând cum să-și cumpere ultimele. Deci, practic, deci prin această izolare, în timp lumea va simți că nicăieri nu pot să iasă, da? Veniturile au scăzut. Și această nemulțumire va crește în linii generale în rândul celor care locuiesc la oraș, nu celor din sat, fiindcă acolo nici sub o formă sau alta nu îi va afecta, da? Foarte mult, hai că afectat va fi, dar nu atât de mult. Dar noi să nu uităm că revoltele sau revoluțiile se nasc în orașe, se nasc în sate. Și abia peste vreo 5-6 luni de zile vom vedea anumite mișcări, dar dacă vom avea acces să le vedem. Pentru că acolo este închis YouTube, este închis rețele sociale, eu nu știu cine, cum va fi. Deci în perioada sovietică, cel puțin era Radio Europa Liberă, în care lumea se informa. Da? Acum nu și există nici Vocea Americii. Vocea Americii. Să emită pe niște lucrul ăsta nu va mai fi. Deci noi avem, de fapt, o perioadă sau de propagandă și manipulare mai ceva decât în perioada sovietică va fi. Acum întrebarea este, vor ieși acești 6-7 milioane care de persoane își vor pierde locul de muncă în stradă, da? Fiindcă 2 milioane își vor pierde locul de muncă în decurs de o lună de zile. Da. Altele încă 5 în decurs de 3 luni de zile, da? Fiindcă încă, pentru la orientare. Și atunci vedem. Dar nu este de ignorat și scenariul, cum spunea domnul Ciobanu, despre lovitura de palat. Da? Întrebarea este că dumneavoastră ați spus rațional, mai puțin rațional. Nu? Asta deja știți cum. Putin a venit tot prin anumite jocuri de palat. Deci a venit la putere în Federația Rusă. Nu a venit în urma unor alegeri, dar a venit în urma unor jocuri de palat. Așa că nu se știe păpușarii care sunt în, deci oamenii care stau în spate, dar să poată să intervină să facă această schimbare. Dar noi să nu uităm că Putin știe foarte bine prin ce jocuri a venit el, deci la putere atunci. Și sunt știe mecanismul. Mecanismul, da? Și nu dar, domnule Ciobanu, v-aș întreba pe dumneavoastră de oligarhii ruși care sunt foarte afectați de aceste sancțiuni. Ar putea fi ei cumva acea categorie pe care am exclus-o referindu-ne aici la populație și la palat? Am văzut că au pierdut până la 50% din capitalizarea companiilor care s-au prăbușit pur și simplu pe bursă. Am văzut de câteva ori bursa rusească chiar s-a închis în câteva zile și nu funcționa. Deci sunt pierderi de 10 de milioane, miliarde, îmi cer scuze, dar pentru vă rog frumos. Păi suntem în Moldova, mă operăm mai... Noi operăm cu lei și ce până și ce pun cu miliarde, ok. Da. Da. Totuși, aș zice că oligarhii am văzut deja anumite lueri de atitudine, dar foarte timide și modeste din partea oligarhilor, că ar trebui cumva să fie pace, că nu cred că ei sunt păpușarii, pentru că în regimul lui Putin, deci oligarhii toți sunt sub acoperirea serviciilor pentru că Putin mai puțin acestor structuri. Acestor structuri din care este de descendent și Putin. Și atunci un pic altfel este piramida aceasta a puterii. Deci trebuie să ne așteptăm dacă ceva și se va întâmpla, nu din partea oligarhilor, dar din partea exact de acolo de unde a venit și Putin. Dacă vor realiza la un moment dat că prea mult s-a depășit orice limită, pentru că ideea lui Putin, de fapt, despre liniile roșii. Iată că el a trecut absolut toate liniile roșii și deja este un paria. El, Putin, și în plus este... Am să-mi permit acest lucru să spun, este în mod evident pentru mine criminal de război. Procurorii de la Haga, deja am văzut oficiul procurorilor, a descins în Ucraina, care se va documenta
nu va mai vorbi propaganda rusă, nici nimeni nu o să ia în seamă despre aceia că astea sunt filmule, filmulețele fake-uri. Harkovul nu există, el ca oraș este șters de pe fața pământului, pur și simplu, fiind un oraș universitar. Deci, aia s-au documentat foarte bine și atunci toate camarile astea în frunte cu Putin și toți împrejur care au existat aceste ordine, până la urmă se va ajunge la Tribunalul Internațional și vor fi condamnați. Deci asta trebuie să fie foarte conștienți. Problema este că asta va mai dura. Da. Asta, dar Rusia, cum am zis anterior, cu această ștampilă de stat agresor, va trebui să treacă vorba lui Lavrov, iau acum citatul, Ucraina trebuie denazificată după modelul Germaniei fasciste. Ei, iată că exact Rusia va trebui denazificată după modelul Germaniei fasciste, trecând prin Nürnberg, ca toți criminalii de război să fie condamnați, dar și poporul va trebui să treacă prin această umilință și ca să înțeleagă că a fost complice la asta. Da. Domnule Carco, o scurtă concluzie, pentru că mai avem mai puțin de un minut. Vreau să vă întreb la ce ne putem aștepta în viitor și care ar fi mesajul pentru cetățeni în aceste zile, cetățenii Republicii Moldova. Clar, situația este una destul de complicată în zonă, din punct de vedere geopolitic. Și noi, din păcate, suntem primii care suntem loviți de acest val de cea refugiaților. Noi trebuie să facem față, cu toate că ne vine foarte și foarte greu. Noi trebuie să o spunem așa cum este. Iar implicarea fiecare de noi contează. Însă, pentru viitor, noi trebuie deja în următoarele zile să ne concentrăm pe rezolvarea problemelor interne, pentru că ele nu au dispărut odată cu această criză. Da. Vă mulțumesc frumos pentru că ați venit în seara aceasta. Am avut o discuție foarte bună. Sunt convins că am putea continua multe ore de acum înainte pe cele mai importante teme. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și rămâne să ne revedem mâine la aceeași oră.